Bună seara și bine v-am regăsit. În această seară avem o ediție specială Sport News, din cauza ultimelor mișcări care s-au făcut pe scena basketului clujean. O nouă decizie șoc în basketul românesc. Universitatea Cluj și-a schimbat inopinat conducerea secției de basket feminine, deși aceasta era performera clubului universitar și numără peste 50 de sponsori privați. În această seară este prezent în studioul Sport News președintele executiv al Asociației de Basket Feminin Universitatea Cluj, domnul Liviu Alexa. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! Hai să ne tutuim mai bine așa cu domnul Liviu Alexa. Așa... Dar așa ca introducere... Suntem de această triplă calitate, nu? Și de vorba aia patron de presă, dar în această seară mă bucur că reușesc să ofer prin intermediul acestei televiziuni explicațiile noastre și perspectiva noastră despre acest eveniment ciudat. Te-a luat prin surprindere această decizie a președintelui de la Universitatea Cluj, pe mine nu m-a Ovidiu Vasu? Nu, pentru că eram informat despre mișcările sale. Dar, sincer, nu mi-a venit să cred că acest om poate să aibă atâta tupeu și atâta stare proastă mentală încât să facă un gest de genul ăsta. În definitiv, în cei 3 ani, noi am adus acestui club, eu am adus acestui club peste 1 milion de euro din sponsorizări. Dragan Petricevici a adus acestui club o medalie de argint, fără precedent în ultimul deceniu. Fetele universității au jucat pentru U, iar noi împreună, ca și echipă de conducere, am reparat imaginea universității, care era stricată în basketul feminin, prin succesiunea de eșecuri pe care le-au avut domnul Vasu și compania în trecut, până la venirea mea în acest proiect, prin faptul că erau datorii, că era o stare de incompetență profesional vorbind acolo, că nu exista încredere la federație, nu Cluj, dar emite rândul agenților. Este șocant. De unde au început toate aceste șicane între dumneavoastră și domnul Vasu? Aceste șicane... Sunt mai recente? Sunt din trecut? Aceste șicane probabil că au existat dintotdeauna, pentru că eu am scris ca ziarist și în trecut articole critice la adresa domnului Vasu, pe care îl consider un conducător de modă veche, un comunist, ca și manager dumnealui, el nu există, nu, ca dovadă că un mucos ca mine, un neavenit între ale sportului, a reușit în 3 ani să facă ce el n-a făcut în ultimii 15, adică să aducă pentru secția de basket feminin, cea mai reputată din istoria basketului românesc feminin, UCluj, să aducă o medalie. Eu n-am fost nici în acest proiect, am fost un tip fair play, mă consider în continuare și eu și Dragan că am jucat fair play față de Vasu și în special față de U. Noi ce am promis am livrat, am promis că o să facem performanță, am făcut, am promis că o să aducem bani, i-am adus. În momentul în care el nu și-a respectat promisiunile, am reacționat. Iar totul a început anul trecut, undeva în aprilie, când la sfârșit de campionat, am făcut o conferință de presă în care am anunțat că domnul Vasu nu a plătit indemnizație de premieră ale elevelor noastre, care au trudit pentru U și au transpirat. Uitați, acestea sunt momentele magice la care domnul Vasu nu a fost prezent. Câtă nesimțire trebuie să ai când echipa ta joacă la un nivel înalt. Că de domnul Boc nu mai zic nimic. Dar să nu fii prezent acolo și să adresez un mulțumesc echipei și antrenorilor și chiar și mie, care e problema, pentru că dacă nu eram eu, toate aceste lucruri, și o spun fără niciun fel de modestie, n-am de ce să fiu modest, dacă nu eram eu, aceste lucruri nu se întâmplau. Liviu, haide împreună să urmărim comunicatul pe care ni l-a oferit domnul Vasu și după aceea revenim. Domnul Vasu a trimis un comunicat care spune așa: Clubul sportiv Universitatea Cluj și Napoca Basket School au încheiat un parteneriat prin care echipa de basket feminin a clubului universității va beneficia de serviciile celor mai bune jucătoare formate de la Cluj. De asemenea, NBS va asigura managementul secției de basket feminin alături de parteneri economici, tradiționali sau nou veniți în acest proiect. Noul antrenor al echipei de basket feminin Universitatea Cluj este Carmin Popa, care în cariera de până acum a fost antrenor secund la Under 18 și Under 20 la Naționala Feminină a României, un an ca principal la Under 18 și a promovat cu echipa de basket masculin Universitatea Cluj în divizia A și a obținut multiple locuri pe podium în campionatele de juniori. Din câte observ, Liviu, în acest comunicat nu spune nimic despre voi, despre tine și despre Dragan. Este încă o mostră a nesimțirii acestui om, Ovidiu Vasu, pentru că nici măcar nu am fost contactat să ni se spună: bă, băieți, la revedere. Necum să auzim un mulțumesc sau o chestie de genul ăsta.
Dar domnul Vasu a făcut astăzi o greșeală extraordinar de mare. Prin faptul că a luat această decizie unilateral pe persoană fizică, dumnealui a îndrăznit să ignore inclusiv prezența Consiliului de Administrație și consultarea lui. Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Universitate este compus, în afară de contabila lui Vasu și tot felul de amploiați pe acolo, este compus din cadre universitare, da, ale tuturor universităților din oraș, profesori eminenți cu foarte multă experiență academică, care practic reprezintă universitatea acolo. Asta e, de fapt, fibra clubului universitar, prezența acestor oameni. Iar tu să ignori părerea universității lor și să ignori părerea CEA-ului într-o chestiune foarte delicată, fiindcă, încă o dată, Alexa, ne-Alexa... Consiliul de Administrație care ia deciziile până la urmă. Da, pe care domnul Vasu, cum să spun, a urinat cu jet. Adică nu s-a gândit nicio secundă să se avizeze. A fost pentru doar un exercițiu de răzbunare la adresa mea și a lui Dragan Petricevici. Dar, încă o dată, revenim. Dacă aveau ceva de reproșat, domnul Vasu sau Consiliul de Administrație, puteau să ne cheme, să ne spună, băi, nu ne place de voi. N-ați avut performanțe, uite că le-am avut. Dintre toate secțiile, secția de basket feminin pe care am condus-o și de care m-am ocupat până astăzi, când am fost alungat, a fost singura care a avut performanțe notabile în ultimii 2 ani. Când spun notabile, bă, notabile. Restul, de la handball până la volei, s-au complăcut în mocila frumoasă a mediocrității și a retrogradării. Păi și atunci, eu am fost dat afară, nu, am fost alungat. În anul centenarului, în care tocmai anunțasem, dragii mei clujeni, că vreau să mă bat pentru titlu. Deci, cam spunea, asta e răsplata. Spunea acolo domnul Vasu că vor veni potențial investitori. Da, joi la 2. Cum potențial investitor, din moment ce în ultimii 3 ani de zile tu ai reușit să aduci 53 de sponsori? Da. Care vor mai fi aceia? Ce au anunțat acei oameni care au venit alături de tine? Am vorbit astăzi cu toți sponsorii, aproape cu toți, cred că unul sau doi nu mi-au răspuns la telefon din diverse motive, că-s plecați în vacanțe sau nu, și toți mi-au spus, noi am venit la acest proiect pentru tine, Liviu, și noi vom pleca odată cu tine. Nu credem în Vasu și nu credem în felul lui de a gestiona banii. Nu știu ce sponsor și investitor să vină, dar eu am scris astăzi într-un mesaj pe Facebook un lucru important. Eu le recomand tuturor să nu meargă la o vreme, câtă vreme Vasu. Sună trist ce spun, nu vreau să arunc un napalm peste acest brand, dar în acest moment cu Vasu acolo, U este un brand care este distrus sistematic de această mediocritate managerială a domnului Vasu. Vor fi neplătiți, atenție, noi și anul, deci nu numai de anul trecut avem de luat indemnizații pentru elevele noastre, noi anul ăsta suntem în acest moment neplătiți, deci fetele noastre sunt neplătite. Cum o să-i mai explici unui jucător care vrea să vină pe viitor sau unei jucătoare la U Cluj și vă aduc aminte de toți cei alungați de la U Cluj atât în anii precedenți, alungați efectiv, nume mare ale sportului clujan, cum o să le explici tu că vei fi serios de acum înainte când tu n-ai fost în ultimii 7 ani? Eu sunt foarte curios de reacția pe care a avut-o și președintele Consiliului de Administrație, domnul Florin Grozav. Cu dânsul ați vorbit? Da, am vorbit. El am sunat chiar primul, imediat după conferință, după anunțul făcut de Vasu. Aici e și o poveste foarte interesantă, pentru că anul trecut, după toată nebunia declanșată de declarațiile mele și a lui Dragan Petricevici, până la urmă, Vasu cred că ar fi vrut să ne arunce afară anul trecut, dar nu prea putea face asta cu o medalie de argint în brațe. Și anul ăsta este șocant, numai că n-a mai putut răbda în orgoliul său. Și anul trecut la masă ne-a strâns acest domn Sorin Grozav, care este președintele Consiliului de Administrație și un om serios, în fața căruia am admis și eu și Vasu că în acest an vom colabora, chiar dacă nu trebuie să ne iubim sau să ne dăm mâna, vom colabora pentru interesul universității. Eu am respectat acest pact, m-am ținut de cuvânt în tot ce am făcut și am livrat în condițiile în care anul ăsta am avut un buget mai restrâns față de anul trecut, am livrat un loc 4. Domnul Sorin Grozav, în schimb, astăzi, când am vorbit cu el, s-a declarat nu numai șocat, ci și supărat pe faptul că domnul Vasu crede că cei din Consiliul de Administrație sunt marionete. Urmărim și declarația președintelui Consiliului de Administrație, Florin Grozav, și vom discuta pe marginea ei. Sorin Grozav spune așa: aceea nu este hotărârea Clubului Sportiv Universitatea, ci a lui Vasu personal.
Eu mă voi întoarce joi în țară, voi convoca Consiliul de Administrație și veți afla și care este poziția clubului. Ce am văzut acum este poziția personală a unui om. Ar fi culmea să-mi dau eu demisia pentru că un om este bătut în cap. Vom avea o discuție în Consiliul de Administrație, din care fac parte 7 cadre universitare, exact ce spuneai tu, Liviu, puțin mai devreme, dintre care 4 cu gradul de profesor universitar, și vom analiza toată situația în care suntem, pentru că nu putem să ne ghidăm după niște hotărâri luate la cald. Mesajul lui Sorin Grozav este unul dur, da? Reflectă supărarea de moment. Până la urmă, acești oameni chiar au un interes comun, frumos, în spiritul lui U, iar acest vasul pur și simplu a ales să ignore și să-i considere niște, nu știu, niște ficuși. Eu simt în declarația domnului Sorin Grozav că va avea loc cel puțin o discuție dură în acel Consiliu de Administrație. Nu sunt decât două variante, după părerea mea. I-am spus și astăzi domnului Sorin Grozav că abia aștept să văd. Varianta 1 este ca toți membrii din Consiliul de Administrație să-și dea demisia. Astăzi unul dintre ei și-a și anunțat-o direct. De ce spun asta? Nu eu sugerez, nu-i oblig. Mi se pare dezonorant să mai rămâi într-un proiect în care tu, Consiliul de Administrație, ești persiflat de un director. Că vasul este un directoraș. Nu este nimic altceva. Un directoraș. Sau doi, să plece vasul. Ceea ce cred că ar fi mult mai important și mai notabil pentru viitorul universității, pe care eu acum îl văd foarte sumbru. Dar vorbim foarte deschis. Domnul Vasu are majoritate în Consiliul de Administrație? Da, e importantă. Nu, nici măcar nu contează lucrurile astea. Domnul Vasu are un mandat, da, pe care trebuie să-l ducă executiv. Se ocupă de operațiuni financiare, de achiziții, de management sportiv, de ce vrei tu. Da? Dar Consiliul de Administrație acesta ia strategiile și hotărârile majore. Adică dacă... Eu asta nu înțeleg în acest moment și asta îndrept pe domnul Sorin Grozav. Mi-a spus că nu. Acum știa că vorbesc la mișto. Am vrut să întreb... A devenit Clubul Sportiv Universitatea SRL-ului Vasu? A devenit Clubul Sportiv o gradă, moșia domniei sale? Nu mai există niciun fel de legislație, nu mai există niciun fel de cooperare, niciun fel de nimic. Deci el practic decide ce vrea. Bun, și sunt foarte curios dacă Consiliul de Administrație va hotărâ altceva decât a hotărât domnul Vasu. Eu sunt foarte curios dacă va hotărâ altceva. Și ce vei face tu în situația asta? Dacă va hotărâ altceva, eu nu mă mai întorc, îmi cer scuze. Adică un Consiliu de Administrație atent și stăruitor în targeturi ar fi prevăzut această situație, da? Și s-ar fi impus de la început. Eu nu mă mai întorc, pentru că mai este ceva. În acest moment, Clubul Sportiv Universitatea m-a dat în judecată într-un proces civil pe niște articole pe care le-am scris. Deci propriul club la care am lucrat atâta timp ajunge să se îndrepte împotriva mea. Pe asta este o lipsă de respect pe care nu o pot tolera, îmi cer scuze. Da. Uită, președintele... Uită, deci cei 53 de sponsori au spus, astăzi plecăm, eu știu ce va fi joi, eu nu pot să aștept până joi. Eu am înțeles de la directorul executiv că sunt out. Da, Liviu, ai dreptate, dar uite, președintele Consiliului de Administrație este plecat din țară. Ce le vine bine. Antrenorul echipei este plecat din țară. Spuneai și tu puțin mai devreme că a făcut acest antrenorul gest... Antrenorul echipei care? Feminine. Draga Petricevici? Da, Petricevici. Ce este plecat... Da, eu eram prezent aici. Asta înseamnă că domnul Vasu a luat această decizie cu oameni importanți care pot avea un punct de vedere... Nu, eu spun sigur că domnul Vasu... Ce oameni importanți? De unde ai informația? Nu, președintele Consiliului de Administrație este plecat din țară. A luat-o singur. Singur, asta zic. Nu i-a consultat asta. Păi, dacă era președintele Consiliului de Administrație în țară, convoca o ședință de îndată, dacă, se întâlneau și poate... Dacă și cu parcă, mergeau ca să... Asta înseamnă că a făcut acest gest înșelește. Deocamdată tot ce se vede de la depărtare, dar și de la apropiere, îți spun, este că domnul Vasu este Erdoganul universității, da? Este dictatorul suprem. Eu deocamdată nu-l văd pe domnul Sorin Grozav sau nu l-am văzut ca fiind respectat de către Vasu. Iar decizia de azi dovedește încă o dată că domnul Vasu nu respectă Constituția. Deci eu nu am ce să mă mai gândesc până joi. Deocamdată știu că este definitiv, cel puțin pentru acest moment, cât poate fi de definitivă decizia lui și că noi suntem afară din proiect. La revedere. Eu ce să le mai spun sponsorului? Stați că ne vom întoarce, stați că vom vedea cum va mai fi. Pentru noi, în acest moment, este un capitol încheiat, Cluj. Tare rău îmi pare că în anul centenarului, când eu am promis că mă voi bate pentru titlu și că voi aduce bani mai mulți și sponsori, acest om mic,
alege să-și impună cu forța golurile. Dar cum rămâne cu situația contractuală a fetelor și a lui Dragan, antrenorului? Dragan ar mai fi avut un an de contract. Dragan a refuzat, culmea, o ofertă foarte bună acum 3 luni, tot pentru mine și pentru că vreau să rămânem în proiect, să ne batem pentru titlul la ULA Centenar. Ce să zic, eu sunt bărbat, adică o să fac curățenie după mine, nu o să las nicio mizerie, nicio datorie. Ce se întâmplă? O să le explic fetelor că acest proiect nu mai are viitor. Noi semnasem deja cu jumate de lot contracte noi. Să se descurce domnul Vasu cu școala MBS. Școala MBS e școală modestă, adică să nu ne amăgim, condusă de niște oameni simpli, care sunt... Deci domnul Carmin Popa este un antrenor de liceu, crede-mă, nu se compară cu... Și să-i dea Dumnezeu să ajungă mare, ca și Petricevici. Dar să pui pentru anul centenar un profesoraj de sport cu, de la Under 18, să-l compar cu Petricevici, un pic cam mult. Încă un membru al Consiliului de Administrație, Leon Gomboș, își dă demisia după această decizie luată de Ovidiu Vasu. Haideți să vedem și declarația dânsului și vom discuta. Leon Gomboș, membru în Consiliul de Administrație al CSE Universitatea Cluj, spune așa: noi nu am fost consultați. Prin urmare, procedural, m-am simțit jignit. O marionetă într-un Consiliu de Administrație și eu nu vreau să lucrez în felul acesta. Văd că aici se iau decizii unipersonale. Eu nu țin cont de persoana lui Liviu Alexa sau de persoana Vasu, țin cont de un principiu care a fost încălcat de cineva. Oricine ar fi fost acel cineva, m-aș fi simțit la fel de lezat, prin urmare, am luat decizia să-mi depun demisia din acest Consiliu de Administrație, lucru pe care l-am anunțat și la conducerea UBB. Mai clar de atâta, da. Nu cred că se putea. Mie mi se pare... O reacție foarte rapidă al domnului Gomboș. Da, Liviu, dar mie mi se pare că depuneți armele mult prea repede. Alin, eu vreau să spun doar că de 3 ani de zile mă chinui cu acest om, mă chinui să rezist, să stau cu minte, să îmi văd interesul pentru care m-am dus aici pur și simplu de nebun. Deci, mi-am consumat 3 ani energia pentru a face acest proiect de la zero, să-l duc undeva, pentru că sunt nebun, pentru că sunt pasionat, ambițios, orgolios, cum vrei tu. Acest nebun a dispărut. Nu cred că... Adică Vasu a câștigat toate luptele. Nu este ca în filme cu happy end totdeauna în viața asta. A câștigat incompetența. Ok. Atunci, știi cum e? Cu proștii nu te bați la nesfârșit, că aduce karma negativă. Să stea domnii din Consiliul de Administrație să lupte cu ei. Eu mi-am dus lupta în mod bărbătesc și asta este. Vasu nu poate fi dat jos de acolo. Sau așa pare. Este un Isărescu al sportului local. Mi-ai spus puțin mai devreme că, indiferent de ceea ce se va întâmpla, nu vei mai continua. Nu. Dar, ai luat-o de la capăt cu un alt proiect sportiv? Nu. Probabil că următorul proiect pe care o să-l fac va fi unul tot comunitar, pentru că acești sponsori mi-au dat încrederea pe mai departe și va fi un proiect pe care voi controla de la A la Z, fără alți directoraj de 3 lei și impuneri dictatorie. Va fi un proiect medical. Vreau să lansez un serviciu care s-a numit Dr. Alo, un call center pediatric de urgență, dar național, pentru că noi avem 2 locale în Cluj și, bun, e de discutat ce fac ele, și voi duce toate eforturile astea financiare într-o zonă mai bună și mai interesantă. E ok, am demonstrat ce pot să fac la UCluj, aș putea să fac mai departe un alt proiect, dar nu mă mai interesează. Am înțeles că loturile echipelor de basket feminine deja sunt sau cam finalizat. Dragan rămâne fără un job. M-ai spus și tu puțin mai devreme, a refuzat o ofertă venită de la o echipă. Într-adevăr, are jobul de la echipa națională. Haideți să vedem ce a declarat Dragan, pentru că i-am dat astăzi un telefon și vom reveni. Eu am să încerc să fiu scurt, deci nu știu dacă pe tema acestui subiect se poate vorbi pe scurt. Probabil voi vorbi mult mai mult când ne voi întoarce în țară, deoarece acum sunt cu Naționala României la un turneu în Cehia, în Karlovy Vary. Chiar acum urmează să plecăm la meci. Și înainte de toate doresc să mă concentrez cel puțin până vineri, până sunt cu Naționala, doar la această acțiune. Nu pot să am o părere foarte, foarte clară sau cel puțin un punct de vedere foarte pertinent atâta timp cât
mi se pare doar o decizie unipersonală. Am vorbit și cu președintele Consiliului de Administrație, domnul Sorin Grozav, care mi-a confirmat telefonic că este o decizie fără să fie consultat Consiliul de Administrație, care mi se pare un lucru mult mai grav decât faptul că nu se continua cu Dragan Petrici sau cu Liviu Alexa, pentru că nici Dragan Petrici și nici Liviu Alexa nu sunt pe viață. Dar se pare că o persoană s-a decis că să fie a lui atât timp cât va trăi. Și acest lucru se dovedește prin faptul că s-a luat o decizie foarte importantă, spun foarte importantă, deoarece e vorba de un colectiv care a condus proiectul basketului feminin 3 ani de zile, care s-a dovedit cel mai eficace și cel mai bun ca și rezultate comparabil cu toate celelalte secții de sporturi. Și a să iei o asemenea decizie mi se pare doar o ambiție personală, o răzbunare personală, dar aici nu putem vorbi despre un club privat, aici vorbim totuși despre un simbol al Clujului și chiar cred că este mult mai important să auzim părerea oamenilor cu poziții înalte și oamenilor serioși la nivel de conducere în diferite instituții ce au de spus despre acest lucru, pentru că, repet, nu este problema să plece Dragan Petriciuc, problema este că dacă un om are dreptul, cel care nici măcar nu conduce, el este un salariat care trăiește în urma rezultatelor acestor secții, să ne înțelegem bine, nici membrii Consiliului de Administrație, nici Liviu Alexa ca și administrator sau, mă rog, președinte Asociației de Basket Feminin, nu trăiesc și n-au niciun beneficiu material. În schimb, Ovidiu Vasu trăiește pur din rezultatele secțiilor și cu atât mai mult este destul de dureros faptul că un angajat efectiv numit să se asigure condiții de performanță secțiilor și asemenea decizie, mai ales și în timpul în care antrenorul echipei a înlaturat cu câteva ore în urmă, este și antrenorul național și plecat într-o acțiune acolo cu național. Deci aici se denota o lipsă totală de respect și față de basketul feminin autohton, clujean, mai bine spus, dar și de basketul feminin românesc. Da, Dragan aruncă cuvinte grele spre Vasu, care spune că este o decizie personală, o răzbunare personală a lui Vasu. Cuvinte deci grele. Asta este comportamentul pe care Clujul, Ucluj și Vasu a ales să-l aibă. Să-l ignore, să-l dea afară pe antrenorul național. E ceva de noaptea minții. Adică domnul Vasu este un umil profesoraș de volei. Performanțele lui în acest sport sunt zero. După părerea mea, sunt zero și ca manager. Sigur, este părerea mea. Pentru că secții de handbal, feminin, masculin, etc. Anul ăsta a fost așa, pe la retrogradare, încetişor. Noi avem în acest moment pe masă o medalie de argint. Aveam niște sponsori. Aveam antrenorul național al României la Cluj. Și aveam un centenar în față. Nu numai centenarul României din acest an, dar el se pupa în mod glorios și senzațional cu centenarul Universității din 2019, da? Domnul Vasu crede că centenarul Universității este zero, este un non-subiect și îl aduce pe un profesor de liceu împreună cu, nu știu ce, este un domn boț ăsta pe la ITM, care cam folosește funcția pentru diverse lucruri, să facă ce? Să facă neperformanță, pentru că nu, sper că nu ne așteptăm că această echipă cu junioare va produce vreo performanță când în joc se anunță nume grele, adică din care în elita aia putea face parte și Clujul, care se bate anul viitor la campionat. Sepsii, care sunt senzaționali, Brașov, Târgoviște chiar se gândește, să nu mai discutăm de Satu Mare și restul competitorilor. Care erau obiectivele voastre loc în acest sezon? Scurt, pentru centenar nu puteam să am alt gând decât locul întâi, pentru că în centenar nu ne punem obiective stupide sau mici, ne punem obiective mărețe și să luptăm pentru ele, sau ne puneam
Încă o dată vorbesc acum la trecut, la imperfect. Mie îmi pare tare rău, sunt, nu știu, așa, cumva astăzi mi-a și venit să plâng de nervi, pentru că mă enervează, cum să spun, mă enervează că în viața asta și în general în lucrurile astea, oamenii idealiști ca mine și-au totdeauna în freză, știi? Deși mie îmi place despre mine să cred că sunt și pragmatic, dar uite că am doza mea de Don Quixotism, care nu întotdeauna este eficientă și nu întotdeauna reușește să învingă. Mie îmi pare foarte bine că am avut această experiență, nu o regret deloc. Am cunoscut în acești 3 ani niște oameni incredibili. Salariul meu, am spus mereu, a fost salariul meu a fost zero, niciun euro, niciun leu. Salariul meu a fost Dragan Petricevici și prietenia unui om imens, cu un suflet imens, cu o minte extraordinară, un român adevărat, chiar că este bosniac. Asta e. Vom rămâne prieteni și după. Ne-a legat această experiență, da. Cu alții. În încheiere, Liviu? În încheiere, eu îmi doresc din suflet ca cineva în acest oraș să poată să-l dea jos pe acest om, pe acest om slab și mic și mediocru din fruntea universității, să vină un om modern în gândire, un om care să fie, să înțeleagă că CSU și în general brandul universității pe care CSU-l are este extrem de prețios, așa cum prețios este și CFR, cu siguranță, dar încărcătura emoțională pentru este mult, mult mai mare. Să vină un om care să reașeze UCLUJ acolo unde trebuie, pentru că are un potențial fantastic, ce tocmai este distrus. Știi ce mi-au spus la sponsorii? Știi, apropo de nebunia pe care mi-o recunosc, bă, zice, numai un nebun putea face așa ceva. Din păcate, acel nebun pleacă. Atunci, lasă-ne să venim cu tine pe nebunile tale viitoare, pentru că ne-ai demonstrat ce poți face. Asta pentru mine a fost un confort și aproape un medicament pentru supărarea pricinuită de alungarea noastră de către domnul Vasu. Da, dragi telespectatori, noi cu siguranță vom urmări firul acestei povești. Abia aștept să vină ziua de joi să vedem ce va decide Consiliul de Administrație în frunte cu Florin Grozav. Până data viitoare, Alin Sălăjan vă dorește multă sănătate!